Dar că veni vorba de vecini, că veni vorba de vecini și mai exact vecini turbați. V-am rugat săptămâna trecută să-mi trimiteți povești, dar pe lângă povești, foarte important, screenshot-uri de pe grupurile de WhatsApp sau de Facebook ale asociației dumneavoastră de proprietari, da, practic grupurile de Facebook și de WhatsApp ale oamenilor din bloc, pentru că de fiecare dată mai îmi povestesc prieteni care au grupuri de WhatsApp sau de Facebook cu vecinii, mi se pare the funniest shit ever, că stau să citesc toate alea. Nu mai aruncați gunoiul pe geam, cine ești tu să-mi zici? Dar cine ești tu, domne, că vin după... I love it și mă bucur că mi-ați trimis și vreau să ne uităm împreună, desigur. De asemenea, dragă YouTube, știi ce ai de făcut? Apasă nenorocitul de buton de like și hai pe Twitch. Stai și mănânci pe YouTube când poți să vii pe Twitch. Bun, hai să vedem cine ați trimis. Primul mail prin lumea noastră zice așa: bună ziua, las repede aici niște screenshot-uri de pe grupul de WhatsApp de la mine din scară. Context: vecinul e un turbat misogin. Probabil cineva a chemat poliția pentru el într-o seară. Și ne arată asociația de proprietari, ok, grup de WhatsApp, corect. Dacă aflu f***uțule care chem poliția pe spațiu privat, ai belit-o cu mine. Te-a deranjat că eu pot bea o bere afară și pe tine nu te lasă nevasta? Nu vă deranjează căcatul de pe lângă bloc, doar că eu beau bere? Muncesc pentru berea aia, cinstit! I mean, it's not wrong! Duminică plec în concediu, când mă întorc, dacă vreți să păreți deștept, să facem program. Cine nu iese la făcut curat de două ori pe an, primăvara și toamna, plătește câte 10 pe sezon. Deja m-am săturat de... peșinile voastre, bănuiesc că a vrut să zică. De 8 ani nu v-am spus nimic, omul meu a tot înghițit. 8 ani de zile a zis, băi, nu mai bea bere în fața blocului, băi, nu mai scuipa, băi, nu mai nu știu ce. 8 ani a tot înghițit. Băi, știi ceva? Dacă a fost. Care chem poliția, mă? De 8 ani nu v-am spus nimic, doi paraziți au plecat de aici. Părea ca și Ombladon sau? Scuze. Ce ai crezut? Deci asta e în altă zi. A, 15 iulie, asta e a doua zi, 16 iulie. Ce ai crezut, căcăciosule, care ai chemat poliția? Că mă poate amenda în spațiu privat? Atât de prost ești? Eu nu pot să beau ca voi în cămară, genealogic. Din tată în fiu, beți în cămară. Genealogic, aș putea spune. Cei ce beau în cămară sunt scursurile societății care vând voturile. What? Se referă gen in the closet sau... La ce se referă prin cămară? L-a scos din grup. L-a scos administratorul din grup. I-a dat kick. Așa se simte aia de și-au timeout o săptămână și pe urmă urlă, vin pe YouTube să zică: nenorocitule, mi-ai dat timeout o săptămână, cine te crezi? Da, i-a dat lexiban, straight up, da. Bun, următorul. Light motivul complexului: tineri și neliniștiți. Vecinii de la apartamentul 49 scara C, v-aș ruga să aveți pic de decență. Este ora 6 dimineața. Chiar nu puteți să închideți ușa la balcon? Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să aud urletele voastre când vă... Știți voi când vă ce? Force to orgasm! Și nu este prima oară. Nu aveți niciodată pic de rușine. Chiar așa te f***i la tine în casă fără niciun pic de rușine? Ce? Urlă de ce? Că nu înțeleg. De plăcere, aparent. Dacă se poate cu sexul ăla mai în liniște, da? Da, haideți că unii încearcă să doarmă la ora asta. Dacă se poate cu sexuțul mai încet. Vrem să păcă funny deranjul pe bază de sex. Cam cât de tare poate să deranjeze. Adică da, sunt unele persoane care gem foarte tare. Și ok, I can get that. Dar câte persoane sunt așa în lume? Care-i media? Efectiv, care-i media? Mi-e foarte greu să cred că e o persoană care urlă din toți plămânii la 6 dimineața cu balconul deschis. Efectiv, ciudă. Straight up ciudă, man. E efectiv unghia în gât că vecinii de la apartamentul 49 scara C bagă ranga în... Orso, încerc să-mi dau seama cum îl deranjează că este balconul deschis. Că adică de obicei deranjul nu vine când ești perete în perete. Unde stă omul ăsta de aude sunetele prin geamul de la balcon care e deschis? Gen, stă în blocul vecin? La altă scară. Bă, fiți atenți, dacă aveți pat care scârție, fiți atenți, luați bandă dublă adezivă și luați un burete și lipiți de pat. Stau, bă,
zibil și pizdă, pizdă, pizdă de pat. Pardon, nu care scârție, care bate în, care bate în perete. Măi, asta ca asta, dar să dai shaming așa cu număr apartament și scară. Da, 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 corect, corect. Apartamentul 49, scara ce? Iar vă puteți! Eu stau, dau la labă aici toată ziua. Nu puteam să zică de la scara ce sau în general vecine. Cred că se simțeau. Cred că cine a făcut sex la 6 dimineața cu o seară înainte se simțea. Îmi pare că nu mai am afișul ăla cu... Nu vă mai f***e stare. Te l-am primit și eu nuș. Da. Domnul Ionescu, mai încep cu sexul și mai mulți bani la întreținere, da? Că iar sunteți restant. Mai departe. Domnule Căcănescu, asociație proprietari. Dear Mr. Asshole, cher Monsieur Conard, dragă domnule Cur, this is not a trash bin. This is where our unsorted mail goes. Thanks for reading. What? Ce asta, man? Nu înțeleg. Dear Mr. Asshole, dragă domnule Cur, e o persoană străină care a scris asta? Sau, nu înțeleg. Aaa, e gen în scara blocului unde pune aia pliante. E coșulețul de spam. Aici se pun pliantele, corect, corect. Și ăștia... Ok, acum e ce mai funny. Că ăștia au aruncat aici tabă de aia de mâncare, canserola de mâncare. Ok, that's funny. Și a zis Bush aici, to be fair, nu a pus-o în coș. Cher Monsieur Conard, dacă aș vedea genul ăsta de afiș, da-l dracu, m-aș duce și aș arunca numai gunoi acolo. Mai departe, grupul de WhatsApp al scării, simplu și la obiect. Bună seara, 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Bună seara, știe cineva ce se întâmplă cu apa caldă în bloc? Pe coloana de la garsoniere vine rece. Administrator. Crăciun fericit! Primim și noi apă caldă. Hey, Crăciun fericit! Îmi place că nici n-am mai scris altceva. E doar Crăciun fericit! O zi plăcută! Nu știu că eu mi-am încălzit deja apa la Ligian și om în continuă, regret, stau la două camere și am centrală, mulțumesc, Crăciun fericit, stau zi de bine. E alt om care flexează, care e centrală. Ok, acum. Ia uite, săracii, așteaptă apa caldă de la conductă, eu am centrală, Crăciun fericit, să ne auzim de bine. Whoopsie. Ce funny. Da, nu știu, prea, mă doare pe da, fata caldă, eu în centrală. Cine m-a întrebat? A, nu, dar ce-a jucat în centrală? Bun. Și tot de pe acest grup. Cine mai ridică ștergătoarele de la mașina așa? Normal că e din Suceava, nu vă spărăți. Cine mai ridică ștergătoarele de la mașina cu numărul? De pe locul numărul 1 de parcare va avea mari probleme. Te vom vâna zi și noapte până când vom descoperi cine ești și vei avea de a face cu noi. Te plictisești în casă, te obișnui să parchezi moca, ești sărac, săracă și nu vrei să plătești parcarea, îți elene să parchezi în altă parte, încearcă acum noul de Limano. Stai în casă dacă ești prost proastă, informează-te și află că acest loc de parcare e plătit de noi. Este ultimul avertisment, nesimțitule slash nesimțito. De 6 ori te atins de mașina, 7 ori când o vei mai face, vei suporta consecințele. Îmi place foarte mult amenințarea asta cu te vom vâna zi și noapte până când vom descoperi cine ești și vei avea de-a face cu noi și vei suporta consecințele. Termogenesis 360 de grade. Da, atacăm la răsărit. Da, ai parcat pe locul lui Liam Neeson. Nu, mi-e venise. Fuck, am uitat. No country for all men, thank you. Bun, acum revenind aici, mi se pare că e gen Javier Bardem care vine după tine să te caute, care parca pe locul lui de parcare. Vei suporta consecințele. E la ăla în scena aia din deschidere, la ăla în benzinărie, dă-l bagă pe ăla în sperieți. By the way, data viitoare poți să zici ăla care omoară cu furtunul și canistra, te urăsc.
În complexul în care locuiesc, oamenii se ceartă constant pe grup în privința locurilor de parcare, clasic. Locuri care sunt cumpărate de către proprietari și fac spume la gură când li se ocupă locul de către un alt proprietar care nu deține loc de parcare sau de vreun vizitator, clasic. În fine, mai jos este un turbat care scotea flăcări pe toate găurile că îi se ocupase locul de parcare. Să zicem că îi înțeleg frustrarea, dar limbajul și misoginismul dânsului lasă de dorit. Pup și pup. Ok, poză la mașină. Vă rog să mutați mașina. De 15 minute vă sun la număr de telefon pe care l-aveți și nu răspundeți. Este de o nesimțire incredibilă. Carmen, de ce cei de la pază nu știu de această mașină? Exact ce discutam aseară. Bună ziua, verifica la pază. Așa sunteți voi când mi se oprește camera. Ai încercat să o deschizi din nou? Ați verificat la pază? Nici nu dă chinii să-i pune semn de întrebare. Se pare că ar trebui să tratăm lucrurile altfel. Hopa! A venit la mașină într-un final domnișoara cu zâmbetul până la gură, satisfăcută de domnul musculos care nu răspundea la întrebarea de ce nu răspundeți la număr de telefon dacă tot îl lăsați în geam. Acum sunt împăcat că au terminat ce aveau de făcut și au plecat. Sper să ne mai vedem. Alt om care e invidios că alții fac sex și el nu, straight up. Vezi ce înseamnă să ai mașină în București? Efectiv asta înseamnă să ai mașină în București. Eu când vă zic că trebuie să fii turbat să-ți cumperi mașină în București, nu mă credeți. Asta înseamnă să ai mașină în București. Să-ți pierzi 20 de minute din viață și nervi și să stai să te cerți pe grupul blocului. Probabil este aceeași domnișoară care am informat-o eu și care la fel a procedat. Să n-are și neliniștită domnișoara dacă are pofte, ar fi bine să-și informeze invitații că mașina... v-ați prins că e sex worker, guys. E sex worker, e curvă. E curvă! Și informeze invitații că mașinile se lasă în afara complexului, iar deplasarea se face pe picioare goale sau Balenciaga. E supărat, domnul meu! Că asta i-a și luat locul de parcare. S-a și făcut. Tânără și neliniștită, domnișoară, îl văd. Efectiv îl văd, doar din acest text, îl văd cum arată, știu exact cum arată. Cât ține de proprietatea dumneavoastră, puteți să sunați la poliție și puteți să faceți ceea ce doriți dumneavoastră. Măi, efectiv, coaie. Măi, efectiv. Măi, dacă chiar ești supărat că s-a întâmplat a treia oară să parcheze pe locul tău plătit, sună-mi la poliție să-i dea amendă. Mai departe, vecina mea care a mințit că o cheamă Ioana, ok, this sounds funny. Bună tuturor, astăzi o să fac un story time despre cum ne-am... un YouTuber. Bună tuturor, astăzi o să facem un story time despre cum ne-am dat vecinii pe mâna poliției de Sfântul Ion. Deci, era 2017, vecina... Deci era 2017, vecina mea își găsise un alt concubin și petrecea de dimineață până la 4 dimineața. Sau chiar mai mult. Într-o seară era muzica dată la maximum, de bubuiau până și pereții casei noastre. Vecina cu vecinul chiuiau de zici că i-a înțepat cineva coacul în cur. Ok. Sora mea s-a enervat, a luat o coadă de la o mătură cu paie și se duce la geamul care era îndreptat spre curtea noastră. Noi stând la curte, trebuie să vorbim între noi când facem schimbări în curte sau la casă, astfel încât să nu-i deranjeze pe ceilalți. Ei bine, ea ne-a întrebat dacă e ok să-și facă geam înspre casa și curtea noastră, însă noi nu am fost de acord, deoarece era our privacy. Bănuiesc că stai într-un cartier de la de case noi, în care fiecare face ce vrea, p***a măsii, așa sună. Nu ne-a respectat alegerea și a ales să-și facă dita mai geamul. Cum ziceam, a luat coada de mătură și s-a dus înspre acel geam. Pe geam stătea boxa tot îndreptată spre noi. A întins acel băț și a aruncat înapoi în bucătăria lor boxa aia. A, ce bun! A aruncat! Dă-te cămbapul! Dă-te cămbapul! În boxa ta! Dă-te cămbapul! Ce bun! Dintr-o dată se face liniște. Vecina! Ți-am zis, mă, că o să cadă boxa! Ți-am zis! Băi, ceva mai turbat pe lumea asta decât oamenii care își puneau boxa pe geam. Am experimentat și o chestie asta în drumul taberei. Cred că toată lumea a experimentat-o tu, adică. De ce se pune? Nu bate spre tine, nu auzi tu. De ce vrei să audă altcineva, dar nu tu? I don't get it. Înțeleg ideea de a supăra babele de deasupra. I get it. Dar de ce nu le superi în casă? De ce vrei pe geam? Nu înțeleg. Să audă fraierii că te distrezi. Efectiv. Ți-am zis, bă, că o să cadă boxa? În același timp, maica mea sunase la poliție, un echipaj venind imediat și bătându-le în poartă, ies vecinii mei la poartă, ne văd și întreabă vecinul. Dar ce am făcut, vecina?
E ziua mea de nume, mă cheamă Ioana, nu mai avem voie să sărbătorim și noi? Un polițist, puteți să-mi dați buletinul, vă rog? Îi dă buletinul, iar polițistul vede că de fapt o cheamă Florica. Aaa, păi ce ați făcut, doamnă? Ați fost încurcată la naștere? Te rostească poliția română cu ei. Mă cheamă. Îmi place că asta era o scuză, știi, gen aia, păi ce-am dat muzica asta, că ce mă cheamă Ioana. A, bă, gata, ok, bun. Bun, fără amendă. Se enervează vecinul pe soră mea când dă declarație că de ce a sunat la poliție. Merge nervos spre ea, gata să-i tragă una, când cade ca prostul pe gheață și-și rupe nasul, eu începând să râd ca o scrofiță. După încă jumătate de oră vecinii au primit atenționare, nu știu ce, nu știu ce. Sincer, asta a fost cea mai amuzantă amintire cu vecinii mei, Dili. Mă cheamă, dar cum a spus titlul? Vecina mea care a mințit că o cheamă Ioana. Ce titlu literar. Îmi place foarte mult. Literal, pardon. Arta mersului pe vârfuri. Bună seara, Bușu. Asta nu e povestea lui Bușu cu Tasu? Ok. Bună seara, Bușu. Bună seara, Fire. Bună seara, chat și poftă bună, YouTube. Povestea mea începe acum un an într-un cămin jerpelit din Germania. Zic jerpelit ca ultima româncă nesimțită, că doar aveam cameră proprie, bucătărie și baie privată. Na, română tot românie, dar și neamțul tot neamție. Pățanea asta mea are nevoie de o leacă de context. Căminul meu era o clădire uriașă, construită în anii 80, așa că izolația era aproape inexistentă. În ciuda eforturilor mele de a mă adapta la cultura germană, unele lucruri mă depășeau total. Unul dintre aceste lucruri erau vecinii. În contextul în care colega mea de apartament nu se spăla pe din seara după ora 10 ca să nu facă zgomot, vă puteți imagina că prezența ocazională a gagiului meu de 1,85 de kg nu era chiar silențioasă. Dragul de el avea momente de luciditate nocturnă când se ducea la baie să-și reflecte existența. Ca orice om normal, nu? Aș putea să vă dau mai multe explicații legate de toate scandalurile întâmplate, dar câteva screenshot-uri sunt mai reprezentative. PS, The Walking chiar se referă la mers, gen cu picioarele și nu la dulce dragoste. Acolo așa a fost o altă mâncare. Nu uitați că toți eram într-un cămin studențesc. Hai să vedem. Hey, can you please try walking more softly, quietly? It's getting louder again and my room is shaking. Wow, sunt un cămin studențesc. My room is shaking. Wow, sunt babele alea de 80 de ani de te ceartă că ai intrat în casă. I don't know who is walking so loud, but can you please stop? V-am zis că am avut și experiență în Germania la cămin. E something, nemții something else. Yes, please, try to walk softly, altcineva. Da, s-a mutat Shakira deasupra, dă din hips. Yes, thank you. We also found a solution with the person downstairs. Maybe tell your boyfriend to try more to walk on his toes. That one makes the biggest difference. Ce nemțălăi transpirați. Who is knocking? It's fucking midnight. We are not. Me neither. Are you sure? Because I can clearly hear it below me. Și atunci ce m-ai întrebat? Don't make me get up and camp in front of the room. Doamne Dumnezeule mare, holy fuck, dude. Cămin studențesc, by the way. Studenți, oameni de 20 de ani, by the way. Să mergi pe degetele de la picioare. Să mergi pe degetele de la picioare. Try to walk softly. Bun. Cola sau Pepsi? Hello, asta e una din meme-urile pe care... Din memele! Asta e una din memele pe care proprietarul nostru le trimite iubitului meu. Coca-Cola sau Pepsi? Și zice... Îmi place că... iubitul ei zice... Merge Coca-Cola! Și proprietarul zice... Da, și eu tot cu Coca-Cola. Bă, nu știu, frate, eu cu Pepsi. Mă știți doar. Eu cu Pepsi. Nu mă bag cu cola, nu. Îmi place, merge Coca-Cola. Da, și eu tot Coca-Cola. Vecin din Cluj. Stimă și respect Bușu. Apartamentul 13 este plină poșta. S-au apartamentul 13. Vino și ia-ți sticle de săniuța. Voice group WhatsApp block. Nu o să dau niciun spoiler, doar las aici videoul. Ok? Cu nevastă-ța. Nu ne interesează. Contează, mă? Uuuu. Cu
cu nevastă-ța, nu ne interesează, mă, vrei să ai capul limpede, adică vrei să fii ok, vrei să te culci, să dormi, efectiv. Nu trebuie să auzim cum X face sex cu nevastă-ța. Nu ne interesează pe noi ce, cum țipă nevastă-ța, înțelegeți? Nu ne privește, deci nu vrem să știm. Faceți-mă, frate, nu știu. E Cristina Ic! E Cristina Ic! Vorbește la fel! Vorbește la fel, e Cristina Ic! E Cristina Ic când se fute cineva deasupra, vă rog eu! Cu nevastă-ța, nu ne interesează, mă, vrei să ai capul limpede, adică vrei să fii ok, vrei să te culci, să dormi, efectiv. Nu trebuie să auzim cum X face sex cu nevastă-ța. Nu ne interesează pe noi ce, cum țipă nevastă-ța, înțelegeți? Nu ne privește, deci nu vrem să știm. Faceți-mă, frate, nu știu, vreți sex sălbatic? Tu te-ai dat în pădure, ai oprit frumos mașina, ai pus-o pe capotă pe porpagaj, că suntem în 2022, hai să vorbim deschis, da? Și dă-i mâncați și poate 5 minute, că atâta durează, apropo, până-i s-ar lua aia capacele, planetarele și așa mai departe, că nu deranjezi pe nimeni, da? Du-te în boschez, du-te, nu știu, după blocuri, du-te oriunde. Capacele, planetarele! Atenție, asta este un mesaj vocal pe grupul de WhatsApp al blocului! Acasă pentru că se aude și sunt și copii în blocul ăsta, se aude, e chestie de bun simț. Da, și e chestie de bun simț să nu faci sex. Da, să te faci în pădure, nu la tine în casă, că e chestie de bun simț, mă nene. O persoană căsătorită de 45 de ani, bă, da, e chestie de bun simț să nu te faci. Unul dintre cele trei lucruri pentru care trăiești în viață și nu poți să fac la mine acasă. Poze de pe grupul blog. Poze de pe grupul blocului. Salutare, nu este cel mai amuzant lucru, dar la blocul unde locuiesc sunt mereu plângeri legate de locurile de parcare care nu se respectă, deși s-au pus lanțuri de plastic cu lacăt și s-a ajuns chiar la lanțuri de fier. Au ajuns atât de dese plângerile încât oamenii se plâng chiar și de un mic aspirator parcat în scara blocului. Un mic aspirator parcat, bro? What? Also, pentru că de 3 ani nu merge interfonul și poate intra oricine. Este a patra oară când cineva intră și schimbă etichetele cu numărul apartamentului de pe cutiile poștale. Eu. Știți cât căutam când eram mici blocuri de-astea? Cât așteptam blocuri de-astea fără... Că când eram eu mic, erau gen vreo jumate din blocuri, aveau interfon, aveau toate. Și cât ne chineam să găsim un bloc care să aibă scară în care poți să stai și care să n-aibă interfon să poți să intri. Ia să vedem. Ok, ăsta e ăsta parcat aici. Bună, bună seara, te rog nu mai parca acolo. Ok. Salut, cine are chef de glume? Mutați numerele de la apartamente. Poate ți-a schimbat și ușa. 1, 2, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3. Cine ai chef de glume? Mutați numărul de la apartamente. Poate ți-a schimbat și ușa. Nea, ia vezi mai pot să intri în casă. Poate nu intri. Măi, dar e ceva, mi se pare de amuzant, că e ceva ce-și făcut eu la 11 ani. Bună seara, Fiar, bună seara, YouTube, bună seara, stream. Am două povești de pe grupul cartierului. Omul ăsta are grup al cartierului. Grupul cartierului. Era mutat de două luni în noul cartier. Asta e de la din gated community. E de la de în pipera cu în gated community. Ia uite, un cartier rezidențial foarte liniștit. Da, eu ce zic? Un cartier rezidențial care pare foarte liniștit și pașnic până ești băgat în grupul de WhatsApp. Porțile cartierului se deschideau. Măi, când v-am zis, nici n-am citit. Se deschide poarta cartierului Bonasera. Sau lângă Becali și Gică Hagi. Porțile cartierului se deschideau dacă sunai un anumit număr. Numărul tău trebuia să fie băgat în bază de date ca să ai acces la funcția respectivă. Prima poveste pornește de la acest sistem al porții. Unul dintre vecinii noștri era foarte pornit că toată lumea să aibă acces la poartă. Ne-a cerut să băgăm numărul lui, al soției, al copiilor, al mamei, al mătușii, al finilor, al prietenilor copiilor lui, al verișorilor, etc., etc., cerându-ne în total 43 de numere adăugate. Bro, what? Moment în care cel care se ocupă de treaba respectivă se enervează și spune: auzi, dar nu vrei tu cam multe? Ba, am verișorii tăi, bă, nene. La care îi se răspunde: păi nu e datoria ta să bagi pe cineva eu în grup, ci
Cine te crezi? Am casa aici, intră cine vreau eu. Corect. Păi atunci mult noroc să bași toate numerele astea dacă ești așa pretențios. E, păi băg Amiaș, transcris de pe grup. Băg Amiaș, ok. Eu ranga-n poarta ta, dacă tot nu ai chef de băga în numere, ia scoate-le la copiii tăi accesul. Scoate la copiii tăi accesul. Să vă scoate, vă scoate toți. S-a enervat omul. Da, să vă scoate, vă scoate toți. Eu vreau să toți pe din afară. A, ce funny. Lasă că stăm la poliție, frere. Le interziști la familia mea să vină la mine acasă, vezi tu. Eventual nu s-a întâmplat nimic. Stop, aproape, nu vă scopă toți. Povestea 2. Dramele între cupluri slash vecini se la ordinea zilnică în orășelul nostru vesel, dar nu mă așteptam chiar la așa ceva. Un vecin mai în vârstă, undeva la 50-60 de ani, veteran al cartierului, ne-a adus vestea deprimantă cum că l-ar fi înșelat nevastă. Nu a putut să accepte deloc această faptă și ce se gândește el să facă pentru răzbunare. A trimis pe grup un video cu nevastă sa care cânta dezbrăcată în timp ce el își freca ciocanul. Eventual, femeia luând un fel de băț pe care i l-a dat bătrânului, care a început să o lovească peste fese cu el. După ce ies de pe video, văd vreo 20 de mesaje de genul îi omor, nu se poate așa ceva în 20 ani de căsnicie, curva dracului, spurcați dracului. Bră... Da, este bunicii cuiva, man. Efectiv, bunicii cuiva să fac de râs pe grupul de WhatsApp al cartierului din Pipera. Revenge porn, grupul de WhatsApp, Iuliu Maniu 58. Neața, pentru vecinii din B8, scara B, aveți mare grijă când coborâți corile dintre etajul 1 și parter. Cineva și-a făcut nevoile cele mari pe trepte. Oh, probabil așa se vine mai nou cu colindatul. Doamne ferește, haideți vă rog să punem camere. I mean, this happens, I guess. Și da, e idee bună să vă puneți camere. Am pățit și eu. Era un om al străzii, beat. Da, mea, ce era să faci? Probabil avem vecini creștini. Nu este niciun fel de problemă, însă ușa de la intrare nu este loc de pelerinaj. Pe același principiu, eu mâine pot lipi un anunț, vând Golf 4, mulțumesc că anticipați, seară faină din B7. Nu, cele 10 punci! Nu, au lipit. Sincer, at this point, după câte am văzut pe scară frumos, e cireașa de pe tort. Dar și ce-i cu fontul ăsta? Unde ai găsit fontul ăsta așa extins? Unde ai găsit fontul ăsta tras așa? Zici că a tras de el în paint. Sunt Domnul Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Relația armonioasă cu semenul. Ah, dar fii atent că nu sunt alea din Biblie. Fă din această prima ta lucrare, rugăciunea ta să fie primește-mă, să fie cu totul al tău, așez toate planurile mele pe picioarele tale. Folosește-mă astăzi în serviciul tău, rămâi cu mine, Doamne Dumnezeule mare, literalmente, Doamne Dumnezeule mare, literalmente. Bro, probabil avem vecini creștini, mă, dar cum... This is funny as fuck, cum te superi? This is funny as fuck. Man, în loc să faci gluma asta pasiv-agresivă cu vând gol 4, nu mai bine rupeai asta, făceai poză, rupeai asta, puneai afișul tău cu vând gol 4 și abladai poză, ziceai here I fixed it sau ceva. Nu era de 15 ori mai... Doamne! Mulțumesc că am anticipat, dragi creștini! Sunteți de-aia, creștini! Acordeoniști, dracu! Altă postare. Bună ziua, arom ăsta content. Ia uite, dar cu 17 minute. Cu 17 minute a făcut screenshot. Bună ziua, revin cu un subiect despre care s-a mai discutat. Dar aș ruga insistent vecinii de la etajul 5, nu-mi dau seama exact de apartament, 501 sau 502, să înceteze cu trântitul, aruncatul, săritul după miezul nopții. Aseară nu a fost prima oară când am fost trezită de zgomot. Asta zic, men, sunt efectiv niște copii mici care vor să zică ceilalți vecini, da, domne, așa este! Și să vină ăla, să vină 501 sau 502 și zică, vai, dar ne cerem scuze! Efectiv, ce cari, men! Men, efectiv, ce cari! Du-te cu ele la ușă!
ușă. Du-te la el la ușă, man. Lasă-i afiș măcar pe ușă. Uai, de ce ai postat în tot blocul? Aseară nu a fost prima oară când am fost prinsă de zgomote de genul. Problema fiind relativ recentă, pentru că stau de ani în același apartament. Și asta, eu stau de mult aici. Eu am mai multe drepturi, că stau de mult aici. Știți cum sunt moșari aia, dau, deși au... Deci au parcat eu odată all seat-ul cândva în 98 și au parcat all seat-ul pe un loc de parcare care nu era loc de parcare pe vremea aia și au parcat ei acolo odată all seat-ul și de atunci ăla e locul lor, știi? Și acum ăla nefiind loc amenajat sau fiind locul al cuiva, ăia nu te lasă cu aia. Păi, doar știi de când îmi parchez eu aici mașina? Așa și... Nu m-am plâns de gălăgie în general pentru că sunt conștientă că la bloc se aude orice, dar deja mi se pare exagerat ce se întâmplă. Nu este vorba despre copil mic pentru că aud uneori niște pași de parcă sar cineva când merge și manifestările unui bărbat pe care îl rog civilizat să învețe să respecte orele de liniște. E ăla, e termogenesis, face haka, face haka, lua asta în cap. Aaa, camate, camate, atenție că îi se răspunde. Am mâncat KFC și îmi făceam exercițiile fizice ca să nu se depună grăsimea pe burtă. Nu voi cere scuze că îmi pasă de sănătatea mea și de felul în care arăt. Ies la foc! Fă-ți abonament la sală, bănuiesc! Am mâncat KFC! Nu vă asta, Lengel când avea el perioada aia lui de nu face exerciții în timp ce mânca să nu se depună. Puteți face exerciții în timp ce mâncați. Atunci practic mai ardeți un picuț din calorii. Chiar am intuit bine cu haka. Nu era haka, era doar păsărea coarda la 12 noapte. Fă-ți abonament la sală. Așa se zice. În casa mea fac ce vreau. Corect. Faci ce vrei cât timp nu deranjezi alți oameni. De acum înainte o să sun de fiecare dată la poliție. Asta e corect. Țip când depune fort. Fac gantării cu 45 de kilograme pe braț. Dacă vă deranjează de mult că fac sport în casă, puteți să vă antifonați apartamentele. Wow, ce muis și ăsta. Ce muis și ăsta. Face, ia gantări, dar știți cum fac aia la sală, total fără nicio nevoie, știi, aia de fac la gantări și când termină seria și scap alea pe jos să zdârne așa, să sară până înapoi. Bun, prieteni, trimiteți-ne pe adresa de aici, pe YouTube, la adresa firefanmail@gmail.com, povești amuzante cu dumneavoastră de la primul date. Nu contează de unde, nu contează de când, primul date să fie și să fie funny, crazy, amuzante, whatever, doesn't fucking matter, atât timp cât putem să ne râdem sau să ne cringe-im, it's all good. Salvați acolo mail-ul, trimiteți când aveți chef și timp. La fel, ați văzut cum sunt structurate poveștile în general. Cât mai scurt, cât mai concis, cât mai bine scris. Le mai retușăm și noi, numai nu scrieți paragrafe, nu scrieți romane. Asta e ideea.